Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală din Deva are în administrare mai multe zone de agrement din reședința de județ. Odată cu apropierea sezonului estival, se pune întrebarea dacă strandul municipal, cât și complexul acvatic Aqualand, închise în prezent, vor fi deschise pentru public. Prezent recent în emisiunea La Subiect, difuzată de 1TV, Irinel Faur, directorul SPIGM Deva, așa cum mai este cunoscută instituția, a declarat că acestea ar putea fi deschise în luna iunie, dar cu unele condiții. Irinel Faur a spus că angajații SPIGM Deva sunt pregătiți pentru redeschiderea celor două baze acvatice, însă totul depinde de evoluția situației pandemice, iar la strand, care este în aer liber, se mai adaugă și condițiile meteorologice. Ne dorim să redeschidem porțile strandului cât mai repede, ne dorim ca la începutul lunii iunie să putem să redeschidem, dar încă o dată vă spun, depinde de pandemie. Pentru că așa anul trecut am spus că nu deschidem și am deschis. În urmă cu câteva luni spuneam că deschid Aqualand-ul măcar pentru cei care vor să facă inițiere de not. Se pare că n-am putut și în momentul de față Aqualand-ul are porțile închise. Stăm și așteptăm să vedem normele și ceea ce se stabilește. Momentul în care se stabilesc niște norme care ne permite să deschidem, fie că este vorba de Aqualand, fie că este vorba de strandul din municipiul nostru, noi suntem pregătiți și să facem aceste lucruri. Celelalte baze de agrement din Deva, aflate în administrarea SPIGM, cum ar fi cetatea și parcurile, sunt deschise publicului.